Leonardo DiCaprio l-a detronat pe Johnny Depp în topul celor mai bine plătiți actori de la Hollywood. Rolurile principale din Shutter Island și Inception i-au adus lui DiCaprio 77 de milioane de dolari și l-au propulsat pe primul loc al clasamentului publicat de revista Forbes. Clasat anul trecut doar pe locul 5, Leonardo DiCaprio ajunge acum în fruntea listei celor mai bine plătiți actori, o poziție pe deplin meritată. Revista Forbes relevă că după succesul colosal din Titanic, DiCaprio nu s-a mulțumit cu roluri banale de erou romantic, ci a căutat colaborări cu mari regizori. Filmele sale nu s-au încadrat întotdeauna în categoria blockbuster, dar i-au consolidat renumele profesional, iar răsplata financiară nu s-a lăsat așteptată. La rândul său, Johnny Depp se mulțumește doar cu locul 2, după ce anul trecut era în fruntea topului. Cu tot succesul mondial al seriei Pirații din Caraibe, Depp a câștigat între mai 2010 și mai 2011 doar 50 de milioane de dolari. Suma este totuși consistentă, mai ales dacă îi se adaugă și respectul datorat unui artist care, ca și DiCaprio, refuză succesele facile și nu se teme de riscuri. Locul 3 este ocupat de Adam Sandler, care, din potrivă, a rămas fidel genului de personaj comic care l-a consacrat. Acesta i-a adus în perioada menționată 40 de milioane de dolari. Forbes notează că Sandler și-a încercat puterile și în alt gen de roluri, dar cu mai puțin succes. Poziția 4 vine lui Will Smith, și el un actor cu rolul previzibile, care nu a interpretat niciodată un rol negativ. Smith nu are totuși de ce să se plângă, deoarece și-a îngroșat conturile cu 36 de milioane de dolari, mai ales datorită filmului Men in Black 3. Topul 5 este completat de Tom Hanks cu 35 de milioane. De două ori laureat cu Oscar, Hanks nu a avut succes cu ultimul său film, Larry Crown, pe care l-a și regizat. Dar micul eșec nu-i va afecta probabil prea mult simpatia în rândul publicului.